Ce faceți? Povestiți-ne cum, din punctul dumneavoastră de vedere, cum merg negocierile cu FCSB pentru transferul lui Alex Albu. În momentul de față nu merg sub nicio formă. Aoleu. Niciun oficial de la FCSB nu ne-a contactat în mod direct, decât printr-un intermediar care ne-a spus despre interesul FCSB-ului. Vă repet, un intermediar, niciun oficial al FCSB-ului. Ok. Dar... În momentul de față, nu. Din punctul meu de vedere, nu cred că putem discuta despre un transfer al lui Alex Albu la FCSB. Ne avem cu cine să discutăm și nu știm ce vor. De asta nu cred că mai putem discuta despre un transfer. Dar sumele astea... Discutăm cu alte două echipe. Am înțeles dorința jucătorului și eu m-aș bucura ca el să ajungă departe. O să facem tot ce ține de noi ca să putem să-l transferăm acolo unde își dorește. Dacă nu va fi și nu cred că va fi FCSB, pentru că nu există niciun interes clar din partea lor, împreună cu el o să găsim o soluție să meargă acolo unde va fi mulțumit. Asta nu e o strategie a dumneavoastră să le forțați un pic mâna în dimineața asta, așa, domnule? Dați un semn că avem alte două echipe. Nu, exclus. Nu procedez așa și nu-mi place. Vreau să se liniștească și jucătorul, vreau să meargă să se pregătească deja, pentru că echipele de Liga 1 încep. Da. Pregătirile și vreau să își găsească locul în care să se simtă bine. Să-l aduc acum înapoi la Concordia Chiajna, cred că ar fi, din punctul meu de vedere, un regres pentru el, toate că noi aveam nevoie de el. Dar îi doresc să meargă undeva bine și să plece și mai departe, dacă se poate. FCSB era o variantă pentru el și eu m-aș fi bucurat pentru club, dacă am fi făcut o afacere bună pentru club. Dar atâta timp că nu se poate, din punctul meu de vedere, chiar astăzi o să discut și cu Alex Albu și să închidem orice fel de discuție pe tema asta FCSB, ca să nu mai pierdem timpul. Dar există există vreun deadline pentru transferul ăsta? Adică v-ați propus o zi anume? Nu am avut cu ei să îl dau, pentru că dacă n-am discutat direct da. Cu nimeni... Nu, dar pentru dumneavoastră, adică mă gândesc până când ne putem permite să negociem pentru Alex Albu cu orice club, nu cu FCSB. Nu mai poate nici jucătorul să aștepte și din punctul meu de vedere, așa cum am discutat și cu el, astăzi sau mâine cel târziu trebuie să-i stabilim destinația către un alt club de Liga 1. Cred că vă sună FCSB astăzi, așa am un feeling. Nu e vorba, v-am spus și mai devreme, nu forțez mâna nimănui, nu e interesul nostru să facem așa ceva. Nu avem de gând că procedăm așa. Era bine pentru el, repet, era bine pentru el să meargă acolo își dorea. Era un club care joacă totuși în Europa League, se bate la campionat. Dar dacă nu sunt interesați, dacă ar fi fost direct interesați de el, ca și în altă situație, ne contactau direct. Cum au fost cazul cu alți doi jucători. Transferați de ei sau alți jucători și de-a lungul timpului au fost mai mulți și Nită și Popa, Marc și Bălgărdean. Am discutat direct. În cazul lui nu discutăm cu nimeni direct. Din acest motiv am spus că nu cred că este un interes așa de mare, ci doar în media s-a făcut tam-tam legat de acest eventual transfer, așa zis transfer. Există și dacă există, ne puteți spune care e suma pentru care Chiajna n-ar fi dispusă să se despartă de Alex? Nu e niciun secret, vă spun direct. Prin același intermediar noi am transmis, mă rog, cred că a vorbit cu cineva de acolo și... Da. Pentru că e un băiat serios totuși. Noi am cerut o sumă de 150.000 de euro pentru Alex Albu, da. Plătibile acum sau altă dată când au bani. Da. Și dacă va convinge și va rămâne, în vara anului viitor, încă o diferență de 250.000 de euro. Deci 400.000 în total. Da, sau 300.000 dacă vor să-l cumpere astăzi definitiv, să zic așa. Okay. În schimb, nu am primit nicio ofertă, o contraofertă. Să fi spus, domnule, nu-ți dăm decât 10.000 de euro acum și la vară 100.000. N-am primit nicio contraofertă. Ok, de asta trageți dumneavoastră concluzia. Pare logic, da. Dacă nici măcar prin același intermediar n-a venit o contraofertă... A venit o contraofertă de împrumut, de luat gratis. Așa. 50.000 de euro plătibili anul viitor dacă îl transferă definitiv și 20% la o eventuală revânzare. Da. Ținând cont că jucătorul are 27 de ani, asta cu transferul pare un pic... Nu? Dacă avea 21 de ani, mă gândesc că poți să pui un procent mai mare la un viitor transfer. La 27 de ani... Cât are Alex, chiar unul ăsta mi se pare că împlinește 27 de ani. Da, peste câteva zile. E o vârstă bună, zic eu, pentru un jucător și el are o dorință foarte mare să ajungă departe. Îl cunosc de ceva timp, de când sunt la Concordia Chiajna și știu de unde a plecat și știu unde vrea să ajungă.
Deci e o vârstă bună, adică e o vârstă bună. Ultima întrebare pentru... Adică jucătorii în campionatul românesc de 30 ceva de ani fac față și fac față foarte bine, un jucător de 27 de ani poate face, zic eu, la fel de bine față, sau chiar mai bine. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, există însă vreo ofertă concretă de la un alt club? Da. Se apropie de ce vreți dumneavoastră? Nu, nu se apropie. Sincer să fiu, nu se apropie. Dar dacă nu va exista o posibilitate să obținem ceea ce ne dorim, vom găsi soluția să-l transferăm în condiții bune pentru toate părțile. Îl văd pe Alex un pic îngândurat așa după ce v-a auzit. S-a cam întristat un pic, s-a cam lungit fața în timp ce vorbea. Îl cred. Da. Îl cred. Știu că vrea să ajungă acolo, dar dacă până la urmă vom avea cu cine să discutăm, vom discuta concret. Dacă ne-ar fi sunat, acum ce vreau să sun, să vorbesc, nu vă spun, doriți conversație, nu prea e ok. Dar să suneți, să spune, domnule, nu îți dăm decât atât sau ceva la modul ăsta, dar trebuie să discut cu cineva direct, că trebuie să fac acte cu cineva, cu un oficial al CSV-ului. Da, da. Eu, pentru bine, mă gândesc la binele lui, dar trebuie să mă gândesc la binele clubului. Că dacă un club îl dorește, îl ia și e mulțumit clubul respectiv. Vă repet, și eu am nevoie de el. Pentru că și noi vrem să ne facem o echipă bună și să încercăm să revenim în Liga 1. Dar îl înțeleg perfect și tocmai de asta pentru orice jucător trebuie să facem orice e posibil și din punctul nostru de vedere pentru a-i rezolva situația.